Bună ziua, prieteni! Bine ați revenit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi vom povesti viața Sfântului Ioan Rusu, care se prăznuiește în fiecare zi de 27 mai. Sfântul Ioan Rusu s-a născut într-un sat din Rusia, în jurul anului 1690. Sfântul Ioan Rusu a participat ca soldat în războiul rușilor împotriva turcilor din anul 1711. A fost luat prizonier de către tătari în luptele pentru dezrobirea Ozoful-ului și vândut unui ofițer superior turc. Tinerii luați prizonieri în acea zonă au ales să renunțe la credința în Hristos și s-au făcut musulmani. Sfântul Ioan Rusu a refuzat să urmeze exemplul prietenilor săi și a răbdat cu mult curaj chinurile venite din partea supritorilor. Ca prizonier a fost rânduit să îngrijească de vite. Grajdul vitelor îi devine și locul de odihnă. Deși îi se oferă în timp o cameră apropiată de grajd, refuză și continuă să doarmă alături de animale. Îi mulțumea lui Dumnezeu că l-a învrednicit să se facă următor al smereniei lui Hristos. Cel ce a primit a se naște într-o iesle săracă lângă Betleem. Prin rugăciunile Sfântului Ioan Rusu, grajdul se umplea de bună mireasmă, dormea puțin, se ruga mult și se hrănea cu puțină pâine și apă. În fiecare sâmbătă mergea la o biserică închinată Sfântului Gheorghe și se împărtășea cu trupul și sfângele Domnului. A primit de la Dumnezeu darul de a cunoaște momentul trecerii sale la cele veșnice. Preotul care l-a împărtășit înainte de moarte i-a adus Sfânta Împărtășanie într-un măr pentru a fi ferit de fanatismul turcilor. După ce s-a împărtășit, a trecut la cele veșnice în anul 1730. Mai târziu, în anul 1773, Sfântul Ioan Rusu s-a arătat în vis preotului care îl împărtășise în fiecare sâmbătă și a descoperit că trupul său este întreg și neputrezit. Preotul, călăuzit în chip minunat de Dumnezeu, a luat sfintele moaște ale Sfântului Ioan Rusu și le-a așezat în biserica Sfântul Gheorghe. Amintim că în anul 1832, Osman Pașa a jefuit biserica Sfântul Gheorghe și a aruncat în foc moaștele Sfântului Ioan Rusu, dorind prin acest gest să se răzbune pe creștini. Trupul Sfântului s-a mișcat în mijlocul flăcărilor ca și cum ar fi fost viu, dar nu ars. I-a rămas numai o negreală de la jar și de la fum, negreală care se păstrează și astăzi ca mărturie a întâmplării de atunci. După anul 1922, moaștele Sfântului Ioan au ajuns în insula Evia, în actualul oraș Procopie, o minune a Sfântului Ioan Rusu. Într-o vreme, stăpânul turc a hotărât să facă un pelerinaj în orașul Mecca. La câteva zile după plecarea lui, soția a pregătit o masă la care a invitat rudele și prietenii soțului spre a se ruga pentru bună întoarcerea acestuia. Printre mâncăruri se afla și un pilaf care îi plăcea foarte mult turcului, iar stăpâna i-a zis lui Ioan: cât de bucuros ar fi fost stăpânul tău dacă ar fi fost aici și ar fi gustat din acest pilaf. Atunci Sfântul Ioan a cerut o farfurie cu pilaf, spunând că o va trimite stăpânului său la Mecca. Toți au râs, dar stăpâna a poruncit să-i se dea o farfurie cu pilaf, gândit că vrea să o mănânce sau să o dea vreunui sărac. Sfântul a luat farfuria și, mergând în staul, a îngenunchiat și s-a rugat din adâncul inimii, cerând acest lucru cu smerenie și neîndoindu-se deloc. Domnul a ascultat, iar farfuria a dispărut din fața ochilor săi. Apoi fericitul s-a întors la masă și a spus că a trimis pilaful. Toți invitații au râs de cuvintele Sfântului. Peste câteva zile, stăpânul s-a întors acasă, aducând cu sine și farfuria de aramă, spre uimirea tuturor din casă. Apoi a povestit: în ziua în care ați făcut ospățul pentru întoarcerea mea, cu bine, s-a petrecut un lucru nemaipomenit.
Întorcându-mă seara în odaia mea, pe care o lăsasem încuiată, am găsit această farfurie plină cu pilaf. Uitându-mă uimit la ea și neînțelegând, am zărit, cu și mai mare uimire, numele meu bătut pe marginea farfuriei, așa cum aveam pe toate vasele. Cu toată nedumerirea mea, m-am așezat și am mâncat pilaful, care era foarte gustos. Și iată, am adus farfuria și văd acum că este într-adevăr a noastră, dar nu pot înțelege cum a ajuns tocmai la Meca. Atunci toți au fost cuprinși de spaimă, iar soția i-a povestit totul. Vestea despre minunea Sfântului Ioan s-a răspândit repede și nimeni nu mai îndrăznea să-l supere cu ceva. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin, amin, amin. Doamne ajută, priete, să vă fie de un real folos aceste informații. O zi bună!